Vinerea Mare este zi de doliu pentru credincioși, pentru că în această zi a fost răstignit și a murit Mântuitorul Lumii. Zia liturgică, pentru că liturgia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos în chipul pâinii și al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. La Biserica Greco-Catolică din Bistrița, pregătirile pentru prohodul Domnului sunt întoi. La Biserica Greco-Catolică din Bistrița, pregătirile pentru prohodul Domnului și pâinea sfințită stropită cu vin, care o primesc mâine seară credincioșii după slujba de înviere, au intrat în linie dreaptă. În timp ce afară se taie pâinea, se pregătesc vazele pentru flori, înăuntru în biserică, una dintre cele mai în vârstă femei, care are 77 de ani, pregătește mormântul Domnului. Ce simțiți în momentul când sunteți în biserică la slujba? Păi simțim bine, că ne rugăm la Bunul Dumnezeu și să ne ajute și, într-adevăr, că ne ajută. Astăzi este o zi mare pentru întreaga creștinătate, este Vinerea Mare, în care biserica noastră greco-catolică dimineață a avut loc orele împărătești, ceasurile, iar ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, în care noi ne-am rugat. Iisus Hristos este mormânt. După masă va avea loc ceremonialul prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, ceea ce și noi pregătim, în semn că Iisus Hristos este mormânt, pregătim acest mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, împodobit cu flori, pentru că El este Mântuitorul, este Răscumpărătorul nostru. Mormântul Domnului este pregătit de o femeie în vârstă de 77 de ani, care de 19 ani face același lucru și care se simte împlinită după ce Biserica Greco-Catolică și-a reintrat în drepturi după anul 1990, ea fiind scoasă în afara legii de regimul comunist încă din anul 1948. Da, am început pe hârtii de carton, pe tot felul de... am făcut mormântul din ce am putut, pentru că nu avem posibilități altele. Și am început să facem și... cu cel mai mare drag vin și fac în fiecare an cât pot, cât îmi dă Dumnezeu zile și pot să fac.